Puneți-vă centurile! Mai bine rămâneam acasă astăzi. Ți-e frică? Tot ce trebuie să știi, da, tot ce trebuie să știi, cu mine te voi lua, hai vino, nu te speria. Încă n-am ajuns, aventura ne așteaptă, limite n-avem. Și te uiți uimit, fiindcă-n viața ta asta n-ai mai întâlnit. Te așteptăm pe tine, hai cu mine. Marea e albastră, o vezi în fine. Vezi un curcubeu, să nu-l observi e greu. Să zburăm spre zare, să zburăm spre zare. Aventura ne așteaptă, limite să nu avem. Și te uiți uimit, fiindcă-n viața ta asta n-ai mai întâlnit. Te așteptăm pe tine, hai cu mine, cu mine te voi lua, hai vino. Autobuzul magic, lanțul trofic. Așteaptă-mă! Wanda, nu mă pot mișca deloc! Împinge, împinge! Cum merge Lizzy, hă? Nu ești gata! Doamna Frizzle ne duce pe plajă astăzi! Nu vom merge decât după prezentarea lucrărilor. Atunci hai să le prezentăm pe scurt. Da, dacă vrei, faci surf. Am adus nisip și o carapace de crab pentru tema noastră de azi. Două lucruri de pe plajă care se leagă. Wow, un val uriaș drept în față. Uite, crabii sapă în nisip. Deci crabii și nisipul au ceva în comun. Wow. Tu ce ai adus, Ralfi? Surpriză! Salut, prieteni! Salut! Phoebe, ai adus iarba? Ralfi, te-am dezamăgit eu vreodată? Tu ai adus soarele? Păi, n-am încăput în rucsac, dar am adus asta! Soarele în toată splendoarea! La fosta mea școală nu era voie să aduci soarele în clasă. Tu ce ai adus? Un portret uimitor al unei pietre alături de scoica Wandei. Ai adus-o, nu-i așa, Wanda? Voilà! O scoică alături de desenul lui Tim. Se numește scoica Gasel, Gas pe scurt. Cine e Gas pe scurt? Salut, Ghișa! Gas e scoica pe care am adus-o pentru prezentarea lucrării, vezi? Oh, oh nu! Oh, ajutor, e rău! E rău, 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 rău! S-a întâmplat ceva? Am uitat cu totul de lucrare. Serios? Nu ai adus nimic? Doar costumul de baie, un prosop și un sandwich cu ton. Ce este? Eu ador sandwichul cu ton. Stai așa, nu te agita. Cine ți-e partener? Arnold. Nici o grijă, lui Arnold îi plac lucrările. Probabil face el totul. Și totuși unde e? Arnold! Salut, prieteni! Ce s-a întâmplat cu pantoful tău? Păi, alergam și am călcat în balta de lângă casă. Alergai pentru că te grăbeai să-mi arăt ce ai adus pentru lucrarea despre două lucruri de pe plajă care se leagă. Așa-i? Greșit? Știam eu că am uitat ceva acasă. Vrei să spui că nici tu nu ai adus nimic? Doar costumul de baie și un prosop. Și mizeria de pe pantofii lui. Mizerie și un sandwich cu ton. De ce nu ne-am gândit noi la asta? Dar e vreo legătură între un sandwich și mizerie? Poate o legătură chiar mare. Gândește. Nu. Ei, asta e bună. Nu mi-ajunge că m-am murdărit în balța aia, ci am uitat și lucrarea acasă. Știam eu că trebuia să rămân acasă azi. Hey. Nu ne dăm bătuți, Arnold. Trebuie să ne descurcăm cu ce avem. Ghișa! Bună dimineața, copii! Bună dimineața, doamnă Frizzle! Ne așteaptă o zi minunată.
Bună, Livi! Nu vă lăsați, prieteni! Poate va uita de lucrări! În primul rând să vedem ce obiecte ați adus la tema de astăzi. Sau poate nu va uita. Să începem cu Ralphie și Phoebe. Care e legătura dintre soare și iarbă? Toate drepturile rezervate. Iarba de pe dune, asemeni altor plante, folosește energia soarelui pentru a se hrăni. Dacă nu e soare, nu e nici iarbă. Dacă soare nu e, nimic nu e. Kisha și Arnold, voi urmați? Da, păi, noi am adus un sandwich nutritiv cu ton. Și? Această minunată mizerie. Serios? Vai, dar e absolut fantastic. Zău? Spuneți-ne, care e legătura dintre minunata mizerie și sandwichul cu ton? Vă ascultăm! Amândouă sunt... substantive? să nu pierdeți ideea! Mergem pe plajă, dar nicio grijă, continuăm lucrarea voastră când ne întoarcem. Aliniați-vă lângă ușă, vă rog! Salvați de clopoțel! Da, n-aș fi crezut că mă voi bucura să plec în excursie. În sfârșit, o zi liniștită pe plajă. Lasă o baltă, Arnold. Toată lumea se va distra de minune, dar noi vom lucra. Concentrează-te! Ce legătură are mizeria ta cu sandwich-ul meu? Excursia aceasta ar putea să vă aducă răspunsul pe care îl căutați. Oare știe că noi nu știm? Păi, ea știe totul. Păi, chiar totul. Da? Sarcina voastră ca savanți e să căutați conexiunea. Conexiunea? Adică legătura dintre ele? Întocmai. Am ajuns! Toată lumea afară! Uite iarba de pe dune! Și soarele ce strălucește deasupra! Uite o stâncă! Acoperită cu familia lui Gaz. Uite câte sunt. E o plajă obișnuită cu mini. Carlos! Uite aici un crab care intră în nisip. Uite acolo sus. E un pescăruș, nu? Oare ce face? Wow, uite, a mâncat crabul. Briza mării îmi face poftă de mâncare. Lucrările celorlalți sunt atât de clare. Stai! Arnold, mănânci lucrarea noastră. Scuze, am uitat. Arnold, trebuie să găsim legătura dintre sandwich-ul meu și mizeria ta. Sunteți gata să explorăm mediul acesta ceva mai în profunzime? Acum? Dar abia am ajuns. Opa, iar am sentimentul acela cu excursia. Hai, Arnold, știu că vom găsi răspunsul dacă ne străduim. Puneți-vă centurile, pornim! Marea e fantastică și e revigorantă. E minunat să navighezi pe mare. Gândește, Arnold. Nu pot, nu-mi place când am ciorapii uzi. Îmi dai pantoful înapoi? Nici gând, avem nevoie de el pentru lucrare. Uite, e iarbă de mare. Ce sunt alea? Sunt frumoase. Sunt arici de mare și mănâncă iarbă de mare. Iar vidrele îi mănâncă pe ei.
Chiar crezi că vidrele... Sigur, Carlos, sigur. La ce te uiți, Arnold? Ce vezi acolo jos? Păi, mă străduiesc să fac legătura, așa cum ați spus, dar nu reușesc să văd dincolo de ierburile astea. Ah, sunt tare mizerabile. Ai spus mizerabile? Asta e! Uite, Kisha! Mizerie! Grozav! Ești un bun observator, Arnold. Mizeria asta se numește fitoplancton. Fitoplancton! Fitoplancton! Da, plante minuscule! Să ne gândim puțin. Adică mizeria de pe pantofii lui Arnold e fitoplancton? Păi, hai să ne uităm cu super lupa asta minunată. Mizerie de mare. Mizerie pe pantofi. Nu e tocmai la fel, dar nu e departe. Ce părere ai, Kisha? Ne uităm ceva mai de aproape? Sigur, de ce nu? Nu, Kisha, nu știi ce spui. Cunosc eu vocea asta. Înseamnă că se va petrece ceva foarte ciudat. Ne-am micșorat? Da. Acum suntem mici precum fitoplanctonul. Adică foarte mici. Copii, ați observat că în autobuz se află câte o mască specială pentru a putea respira sub apă? Așa că treceți la treabă, nu vă lăsați! Haideți să începem explorarea! Mă duc eu prima. E super de tot! Și e umed! Nu uitați să faceți conexiunea! Am înțeles! Nu pricep deloc. Cum să găsim noi un sandwich cu ton în mijlocul oceanului când suntem de dimensiunile fitoplanctonului? Cine știe? Poate există sandwich-uri mici, mici de tot, cât fitoplanctonul. La dimensiunile normale, toate astea par a fi o mizerie. E uimitor, nu? Arnold, ce faci? Cine, eu? Arnold, trebuie să găsim legătura dintre sandwich-ul meu și toate acestea. Și trebuie să o găsim acum. Hei, Kisha! Ia uite! Mi se pare mie sau sunt înfometați? Nu ți se pare, Ralphy? Creaturile astea mari se hrănesc cu fitoplancton. Mereu am spus că e mai bine să fii în autobuz decât în stomacul unui animal. Natura nu încetează să mă uimească. Era să fie prânz la prima vedere. O zi obișnuită pe plajă cu doamna Frizzle. Așa, autobuzule, fă-ți datoria. Felicitări, copii! Acum suntem de mărimea zooplanctonului. Zooplancton? Ca și cel care a vrut să ne mănânce? Foarte bine, Kisha. Zooplanctonul mănâncă fitoplancton și e alcătuit din animale mici ce plutesc în apă. Poate o să avem noroc. Să ne înghite? Și nu uitați să faceți conexiunea. Dar, doamnă Frizzle, oceanul e mare. N-am să găsesc legătura dintre mizerie și sandwich-ul cu ton. Ba vei găsi, Kisha. Rămâi cu perechea ta. Dar... Hei, Kisha, am zis că fitoplanctonul e ciudat. Ia uite-te la indivizii ăștia. Nu sunt indivizi, Carlos, e zooplancton. Nu par la fel de mulți ca în fitoplancton. Bună observație, Tim. Ce altceva mai vedeți? Vă ascult. Eu văd uriașii ăia. Foarte bine, Phoebe. Uriașii ăia sunt sardine. Adică niște pești. Sardine? Chestiile sărate pe care le pune tata pe pizza ca să nu o mănânc eu? Poate ție nu-ți plac sardinele, Ralphie, dar ele te plac. Pentru că sunt de dimensiunile zooplanctonului. Cu siguranță, Kisha. După cum vedeți, sardinele mănâncă zooplancton.
Poate ghici cineva unde duc toate astea? La masă! Întocmai, copii! Înapoi în autobuz! Foarte bine! Suntem cât sardinele. Vă sugerez să rămâneți în autobuz până mâncăm. Dar sunt atâtea de văzut. Excelentă observație, Wanda. La vechea mea școală rămâneam în autobuz când mâncam. Deoarece nu putem mânca lucrarea, vrei niște cartofi pai organici? Nu, mersi, am mâncat planctona din iauri. Serios? Uite ce e, Arnold, timpul trece și nu avem încă o lucrare. Mizerie, sandwich cu ton. Mizerie, sandwich cu ton. Ce este într-un sandwich cu ton? Maioneză, pește ton, poate muștar, puțină țelină tocată. Pește ton? Ai spus pește ton? Da! Arnold, cred că ai devenit un geniu. Cum arată peștele ton? Păi nu știu, n-am văzut așa ceva decât cu maioneză. Dorothy, trebuie să ai o poză a peștelui ton în cărțile tale. Uite, ton albacore. Am găsit legătura. Cine mănâncă fitoplanctonul? Zooplanctonul. Și cine mănâncă zooplanctonul? Pești mici ca sardinele. Și cine mănâncă pești mici ca sardinele? Ei? Peștele! Mai bine rămâneam acasă astăzi. Copii, acum suntem în stomacul unui ton. Fruntea sus, Arnold, am scăpat. Acum știm legătura dintre mizeria ta și sandwich-ul meu cu ton. E un ton care mănâncă mizerii. Nu, ascultă. Tonul nu mănâncă mizerii. Mizeria e mâncată de zooplancton, care e mâncat de sardine și care sunt mâncate de pești ton. Lucrarea e în mintea noastră. Iar noi suntem în stomacul tonului. Cine știe cum se numește legătura dintre mai multe lucruri? Eu cred că lanț. Excelent, Tim! Tonul e legat de fitoplancton prin ceea ce mănâncă. Tonul și fitoplanctonul aparțin aceluiași lanț trofic. Lanț trofic, un lanț trofic, îmi place chestia asta. Și mie, și fitoplanctonul, zooplanctonul, peștii și oamenii. Un lanț trofic, mizerie, pești și tu. Oamenii sunt de obicei în vârful lanțului trofic, dar de data asta suntem chiar în el. Avem acum ocazia să studiem sistemul digestiv al tonului. Ce? Acum? Doamnă Frizzle, putem să ne întoarcem la școală? Trebuie să facem lucrarea. Păi dacă insiști, Kisha, putem lăsa sistemul digestiv al tonului pe altă dată. Foarte bine, Arnold. A fost cât pe ce? Grozav, foarte bine. Atenție, copii! La locurile voastre... Îi dăm drumul! Autobuz avem! Ai grijă! E valul viselor noastre. Și când o să ajungem la clasă, vom discuta ce am observat. Spune, Arnold, tu vezi ce văd eu? Se ține bine? Nici nu știm noi ce poate doamna Frizzle. Ca toată lumea să înțeleagă lucrarea noastră, vă prezentăm ce am făcut. Priviți această imagine. Iată aici recenta noastră experiență, lanțul trofic oceanic.
Iată cum funcționează. Fitoplanctonul este mâncat de zooplancton, care e mâncat de pești mici, precum sardinele, și pe care le mănâncă peștii cei mari, precum tonul. Și Pierre, cât ai zice pește? Carlos! Iar acesta e lanțul trofic de uscat. Da, un șoarece mănâncă semințe de iarbă. Șarpele mănâncă șoarecele. Și șoimul mănâncă șarpele. Șoimul e în vârful acestui lanț trofic. Dar ce se află la baza lui? Iarba. Și la baza lanțului trofic oceanic? Tu știi? Eu cred că fitoplanctonul. Și ce au în comun fitoplanctonul și iarba? Pe amândouă le calce în picioare. Ambele sunt plante. Stați așa puțin. Toate lanțurile trofice pornesc de la iarbă? Da, absolut toate. Fiecare lanț pornește de la iarbă. Da! Dacă mizeria de pe pantoful meu și sandvișul cu ton au legătură, atunci toate pot avea legătură cumva, nu-i așa? Hei, unde mi-e pantoful? Natura nu încetează să mă uimească. Și eu spun mereu la fel. Văd că pantoful tău e curat. Încalță-l. Alo, autobuzul magic? Autobuzul magic? Alo, autobuzul magic? Autobuzul magic? Autobuzul magic? Alo, autobuzul magic? Autobuzul magic? Ne mai putem înscrie? Alo? Alo, Imperiul Alimentar Big L? Aș dori specialitatea casei pe adresa... Hei, stai așa, ai greșit numărul. Aici e serialul Autobuzul magic. Pe bune? Tocmai l-am văzut. De asta mi-era atât de foame. Poate mă lămurești cu câteva lucruri. Încerc. Oamenii sunt în vârful lanțului trofic, nu? Dar eu nu mănânc doar ton, eu mănânc de toate. Deci sunt în vârful tuturor lanțurilor trofice? Așa e. Și cum se numesc multe lanțuri puse la oaltă? O grămadă. Deci sunt în vârful unei grămezi trofice? De fapt, mai multe lanțuri trofice se numesc sistem trofic. Înțeleg. Dacă toate fac parte dintr-un lanț, ce se întâmplă dacă o parte a lanțului pățește ceva? Păi, va afecta întregul lanț trofic. Toate au legătură. Bine, dar nu toate lanțurile trofice pornesc de la plante. Unele plante și animale trăiesc în adâncul oceanului și își iau energia din chimicale. Da, dar alea sunt ciudate. Alea ciudate? Dar când în film mănâncă tonul un autobuz? E posibil dacă autobuzul e foarte mic și seamănă cu o sardea delicioasă. Dar amândoi știm că autobuzele nu se micșorează și nu intră în ocean. Cele magice, da. Diferența constă în faptul că e magic. Și doamna Frizzle e magică. Cum așa? Între lecțiile de mate și prezentarea lucrărilor face să... Ai dreptate, băiete. Cu bine! Vai, mulțumesc, Liz. Este deli... Oh, lanțul trofic. Au dublat în limba română actorii Ileana Iurciuc, Corina Cernea, Richard Balint, Petre Ghimbășan, Geo Dinescu, Florian Silaghi, Anca Sigmirean, Rin Tripa, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea Marcel Negrău. Regia Mirela Corbeanu și Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zon Studio Oradea.
Puneți-vă centurile! Mai bine rămâneam acasă astăzi. Ți-e frică? Tot ce trebuie să știi, da, tot ce trebuie să știi, cu mine te voi lua, hai vino, nu te speria. Încă n-am ajuns, aventura ne așteaptă, limite n-avem. Și te uiți uimit, fiindcă în viața ta asta n-ai mai întâlnit. Te așteptăm pe tine, hai cu mine! Marea e albastră, o vezi în fine. Vezi un curcubeu, să nu-l observi e greu. Să zburăm spre zare, să zburăm spre zare. Aventura ne așteaptă, limite să nu avem. Și te uiți uimit, fiindcă în viața ta asta n-ai mai întâlnit. Te așteptăm pe tine, hai cu mine! Cu mine te voi lua, hai vino! Autobuzul magic, lanțul trofic. Așteaptă-mă! Wanda, nu mă pot mișca deloc! Împinge, împinge! Ura! Cum merge, Lizzie? Nu ești gata! Doamna Frizzle ne duce pe plajă astăzi! Nu vom merge decât după prezentarea lucrărilor. Atunci hai să le prezentăm pe scurt. Da, dacă vrei, faci surf. Am adus nisip și o carapace de crab pentru tema noastră de azi. Două lucruri de pe plajă care se leagă. Wow, un val uriaș drept în față. Uite, crabii sapă în nisip. Deci crabii și nisipul au ceva în comun. Wow. Tu ce ai adus, Ralfi? Surpriză! Salut, prieteni! Salut! Phoebe, Phoebe, ai adus iarba? Ralfi, te-am dezamăgit eu vreodată? Tu ai adus soarele? Păi, n-am încăput în rucsac, dar am adus asta! Soarele în toată splendoarea! La fosta mea școală nu era voie să aduci soarele în clasă. Tu ce ai adus? Un portret uimitor al unei pietre alături de scoica Wandei. Ai adus-o, nu-i așa, Wanda? Voilà! O scoică alături de desenul lui Tim. Se numește scoica Gasel. Gas pe scurt. Cine e Gas pe scurt? Salut, Ghișa! Gas e scoica pe care am adus-o pentru prezentarea lucrării. Vezi? Oh! Oh, nu! Oh, ajutor! E rău! E rău, 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 rău! S-a întâmplat ceva? Am uitat cu totul de lucrare. Serios? Nu ai adus nimic? Doar costumul de baie, un prosop și un sandwich cu ton. Ce este? Eu ador sandwichul cu ton. Stai așa, nu te agita. Cine ți-e partener? Arnold. Nici o grijă, lui Arnold îi plac lucrările. Probabil face el totul. Și totuși unde e? Arnold! Salut, prieteni! Ce s-a întâmplat cu pantoful tău? Păi, alergam și am călcat în balta de lângă casă. Alergai pentru că te grăbeai să-mi arăți ce ai adus pentru lucrarea despre două lucruri de pe plajă care se leagă. Așa-i? Greșit? Știam eu că am uitat ceva acasă. Vrei să spui că nici tu nu ai adus nimic? Doar costumul de baie și un prosop. Și mizeria de pe pantofii lui. Mizerie și un sandwich cu ton. De ce nu ne-am gândit noi la asta? Dar e vreo legătură între un sandwich și mizerie? Poate o legătură chiar mare. Gândește, 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 gândește. Nu. Ei, asta e bună. Nu mi-ajunge că m-am murdărit în balța aia, ci am uitat și lucrarea acasă. Știam eu că trebuia să rămână acasă azi. Hey. Nu ne dăm bătuți, Arnold. Trebuie să ne descurcăm cu ce avem. Ghișa! Bună dimineața, copii! Bună dimineața, doamnă Frizzle! Ne așteaptă o zi minunată!
Bună, Lizzy! Nu vă lăsați, prieteni! Poate va uita de lucrări! În primul rând să vedem ce obiecte ați adus la tema de astăzi. Sau poate nu va uita. Să începem cu Ralphie și Phoebe. Care e legătura dintre soare și iarbă? Toate drepturile rezervate. Iarba de pe dune, asemeni altor plante, folosește energia soarelui pentru a se hrăni. Dacă nu e soare, nu e nici iarbă. Dacă soare nu e, nimic nu e. Kisha și Arnold, voi urmați? Da, păi, noi am adus un sandwich nutritiv cu ton. Și? Această minunată mizerie. Serios? Vai, dar e absolut fantastic. Zău? Spuneți-ne, care e legătura dintre minunata mizerie și sandwichul cu ton? Vă ascultăm! Amândouă sunt... substantive? să nu pierdeți ideea! Mergem pe plajă, dar nicio grijă, continuăm lucrarea voastră când ne întoarcem. Aliniați-vă lângă ușă, vă rog! Salvați de clopoțel! Da, n-aș fi crezut că mă voi bucura să plec în excursie. În sfârșit, o zi liniștită pe plajă. Lasă o baltă, Arnold. Toată lumea se va distra de minune, dar noi vom lucra. Concentrează-te! Ce legătură are mizeria ta cu sandwichul meu? Excursia aceasta ar putea să vă aducă răspunsul pe care îl căutați. Oare știe că noi nu știm? Păi, ea știe totul. Păi, chiar totul. Sarcina voastră... Puneți-vă centurile! Mai bine rămâneam acasă astăzi. Ți-e frică? Tot ce trebuie să știi, da, tot ce trebuie să știi, cu mine te voi lua, hai vino, nu te speria. Încă n-am ajuns! Aventura ne așteaptă, limite n-avem. Și te uiți uimit, fiindcă în viața ta asta n-ai mai întâlnit. Te așteptăm pe tine! Hai cu mine! Marea e albastră, o vezi în fine! Vezi un curcubeu, să nu-l observi e greu! Să zburăm spre zare, să zburăm spre zare! Aventura ne așteaptă, limite să nu avem. Și te uiți uimit, fiindcă în viața ta asta n-ai mai întâlnit. Te așteptăm pe tine! Hai cu mine! Cu mine te voi lua, hai vino! Autobuzul magic, lanțul trofic. Hei, Ralphie, așteaptă-mă! Wanda, nu mă pot mișca deloc. Împinge. Ura! Cum merge, Lizzy, hă? Nu ești gata. Doamna Frizzle ne duce pe plajă astăzi. Nu vom merge decât după prezentarea lucrărilor. Atunci hai să le prezentăm pe scurt. Da, dacă vrei, faci surf. Am adus nisip și o carapace de crab pentru tema noastră de azi. Două lucruri de pe plajă care se leagă. Wow! Un val uriaș drept în față. Uite, crabii sapă în nisip. Deci, crabii și nisipul au ceva în comun. Dispar! Tu ce ai adus, Ralphie? Surpriză! Salut, prieteni! Salut! Phoebe, ai adus iarba? Ralphie, te-am dezamăgit eu vreodată? Tu ai adus soarele? Păi, n-am încăput în rucsac, dar am adus asta!
soarele în toată splendoarea. La fosta mea școală nu era voie să aduci soarele în clasă. Tu ce ai adus? Un portret uimitor al unei pietre alături de scoica Vandei. Ai adus-o, nu-i așa, Vanda? Voilà! O scoică alături de desenul lui Tim. Se numește scoica Gasel. Gas pe scurt. Cine e Gas pe scurt? Salut, Ghișa! Gas e scoica pe care am adus-o pentru prezentarea lucrării, vezi? Oh! Oh, nu! Oh, ajutor! E rău! E rău, 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 rău! S-a întâmplat ceva? Am uitat cu totul de lucrare. Serios? Nu ai adus nimic? Doar costumul de baie, un prosop și un sandwich cu ton. Oh! Ce este? Eu ador sandwichul cu ton. Stai așa, nu te agita. Cine ți-e partener? Arnold. Nici o grijă, lui Arnold îi plac lucrările. Probabil face el totul. Și totuși unde e? Arnold! Salut, prieteni! Ce s-a întâmplat cu pantoful tău? Păi, alergam și am călcat în balta de lângă casă. Alergai pentru că te grăbeai să-mi arăți ce ai adus pentru lucrarea despre două lucruri de pe plajă care se leagă. Așa-i? Greșit? Știam eu că am uitat ceva acasă. Vrei să spui că nici tu nu ai adus nimic? Doar costumul de baie și un prosop. Și mizeria de pe pantofii lui. Mizerie și un sandwich cu ton. De ce nu ne-am gândit noi la asta? Dar e vreo legătură între un sandwich și mizerie? Poate o legătură chiar mare. Gândește. Nu. Ei, asta e bună. Nu mi-ajunge că m-am murdărit în balța aia, ci am uitat și lucrarea acasă. Știam eu că trebuia să rămân acasă azi. Hey. Nu ne dăm bătuți, Arnold. Trebuie să ne descurcăm cu ce avem. Ghișa! Bună dimineața, copii! Bună dimineața, doamnă Friză! Ne așteaptă o zi minunată! Bună, Lizzie! Nu vă lăsați, prieteni! Poate va uita de lucrări. În primul rând să vedem ce obiecte ați adus la tema de astăzi. Sau poate nu va uita. Să începem cu Ralphie și Phoebe. Care e legătura dintre soare și iarbă? Toate drepturile rezervate. Iarba de pe dune, asemeni altor plante, folosește energia soarelui pentru a se hrăni. Dacă nu e soare, nu e nici iarbă. Dacă soare nu e, nimic nu e. Ghișa și Arnold, voi urmați? Da, păi, noi am adus un sandwich nutritiv cu ton. Și? Această minunată mizerie. Serios? Vai, dar e absolut fantastic. Zău? Spuneți-ne, care e legătura dintre minunata mizerie și sandwichul cu ton? Vă ascultăm! Amândouă sunt... substantive? Să nu pierdeți ideea! Mergem pe plajă, dar nicio grijă, continuăm lucrarea voastră când ne întoarcem. Aliniați-vă lângă ușă, vă rog! Salvați de clopoțel! Da, n-aș fi crezut că mă voi bucura să plec în excursie. În sfârșit, o zi liniștită pe plajă. Lasă o baltă, Arnold. Toată lumea se va distra de minune, dar noi vom lucra. Concentrează-te. Ce legătură are mizeria ta cu sandwichul meu? Excursia aceasta ar putea să vă aducă răspunsul pe care îl căutați. Oare știe că noi nu știm? Păi, ea știe totul. Păi, chiar totul. Da? Sarcina voastră ca savanți e să căutați conexiunea. Conexiunea? Adică legătura dintre ele? Întocmai.
Am ajuns. Toată lumea afară. Uite iarba de pe dune. Și soarele ce strălucește deasupra. Uite o stâncă. Acoperită cu familia lui Gaz. Uite câte sunt. E o plajă obișnuită cu mini. Carlos! Uite aici un crab care intră în nisip. Uite acolo sus. E un pescăruș, nu? Oare ce face? Oh, wow, uite, a mâncat crabul. Briza mării îmi face poftă de mâncare. Lucrările celorlalți sunt atât de clare. Stai! Arnold, mănânci lucrarea noastră. Oh, scuze, am uitat. Arnold, trebuie să găsim legătura dintre sandvișul meu și mizeria ta. Sunteți gata să explorăm mediul acesta ceva mai în profunzime? Acum? Dar abia am ajuns. Opa, iar am sentimentul acela cu excursia. Hai, Arnold, știu că vom găsi răspunsul dacă ne străduim. Puneți-vă centurile! Pornim! Marea e fantastică! Și e revigorantă! E minunat să navighez pe mare! Gândește, Arnold! Nu pot!